Am debutat în urmă cu câtva timp un nou proiect cultural dedicat Reșiței. Este vorba de cultură și artă în Reșița Montană. A doua manifestare din cadrul acestui proiect cultural este dedicat Școlii de Beton, o clădire emblematică a Reșiței Montane, o clădire care a adăpostit sub acoperișul ei generații întregi care au învățat aici să scrie, să citească. Manifestarea de astăzi se dorește a fi o punte de legătură în ceea ce a fost și ceea ce sperăm că va deveni și pe mai departe un centru de învățământ, un centru cultural care să aducă un plus pentru Reșița de astăzi și de mâine. Școala de Beton este o școală de referință pentru învățământul reșițean și ne bucurăm că astăzi suntem gazdele unei activități care presupune de fapt o omagire a unui stat partener al României. De zilele Austriei, astăzi se desfășoară o activitate culturală la Școala de Beton. Este, cred, printre puținele ocazii în care școala noastră a fost gazda unor astfel de manifestări și mă bucur că am reușit să desfășurăm o astfel de activitate. Da, sunt foarte, foarte bucuroasă că s-a organizat un astfel de eveniment în Școala de Beton, care e școala mea de suflet, să spunem. Pentru că nu numai că am făcut școala aici, dar am fost și profesor și director și a rămas pentru mine un punct de reper în viață. Sigur că școala a fost reabilitată și în 1907 a fost inaugurată. Noi am sărbătorit-o în 2007, deci la centenar. Și acum sper că va fi pusă în valoare, chiar dacă sunt foarte puțini elevi care au mai rămas, pentru că știți care e situația economică, deci familiile pleacă și rămân puțini în țară, dar este bine să fie valorificată în felul acesta, adică evenimente culturale, expoziții, vernisaje, simpozioane. Să nu uite, reșițenii, că există o clădire care are deja 110 ani. Anul ăsta a împlinit 110 ani. Mă numesc Troner Mariana. Îi mulțumesc, domnule Țigă, pentru invitație. Doresc să-i mulțumesc, domnule Țigla, pentru invitație și în acest concert am încercat să punem la oaltă anumite piese ale unor compozitori care provin din Austria sau care au activat în Austria. De exemplu, prima piesă este un concert pentru contrabas și orchestră de Karl von Dietersdorf, un contrabasist, un violonist contrabasist, care a compus acest concert, care cântăm noi, la Oradea. A fost compus la Oradea. Aici, în această piesă, voi acompania pe colegul meu, Eduard Gentile, Elenei. Suntem colegi profesori la Liceul de Arte Sabin Păuța. Și celelalte piese, care sunt piese compuse de către Mozart, de către Brahms și alți de compozitori care au avut multe legături cu Reșița. La aceste piese voi cânta alături de domnul profesor George Gassenheimer. Doresc să le mulțumesc și colegilor mei, domnului Eduard Gentile și domnului George Gassenheimer, pentru că au acceptat invitația de a colabora și, ce să zic, ne bucurăm pentru acest eveniment. Bună seara! Bine ați venit la această întâlnire, clădire emblematică a Reșiței, o clădire în Reșița și sperăm că va dăinui
Cristian, la 15 mai 1955, semnarea tratatului de independență a Europa despre Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite și iar Parlamentul Statului Eliberat de sub ocupația de Cara a devenit reglementat de dreptul internațional. Din acel an, ziua de 26 octombrie, e unitară în calitate și de părăție chiar. De la 100 de ani de la școala de beton, în 2007, îi păcat și cultural aceste instituții școlare vechi reșițene. Și iată că așa diversă încrederea că această instituție școlară, școala de beton, va rezista și mai departe. Mulțumesc, doamna Fondului! Școala de beton este cea mai veche clădire cu, din beton...